Înainte de Crăciun ați devenit dumneavoastră atât de iohanist, da. Încă nu mai aveți dumneavoastră loc. Loc, okay. Da. S-a înțeles că a fost o întâlnire la domnul Iohannis la birou, Ciucă și cu liderii politici. Cred că a fost înainte de Crăciun. A fost, da. Și atunci au discutat ei și cred că domnul Iohannis a zis, bă, nu putem să băgăm asta. Că practic certificatul verde asta ce se tot discute să presuiește și asta e legat de accesul la muncă. În rest există certificat verde și acum a fost decizie de aia și o să dea hotărâre de guvern cu certificatul verde la MOL, nu știu ce, deci o să rămână chestia asta în România. Problema era doar accesul la muncă. Și au zis din diverse motive, ei zic constituțional, eu zic și că își puneau lumea în cap, dar nu că ieșea lumea pe stradă în mod semnificativ în România. Dar înjura lumea rău de tot să nu bage chestia asta cu interdicția accesului la muncă pentru nevaccinați sau netestați, mă rog. Și au luat decizia asta. Ei au luat o decizie și au luat o altă decizie. În 2-3 luni o să vedem dacă decizia de acum a fost o decizie bună sau a fost o decizie proastă. Eu nu știu cum o să fie, dar îi văd pe toți, absolut toți ăștia, foștii băsiști din spațiu public, așa ca și din spațiu politic, gen USR, deci foștii băsiști ăștia pro-securiști, pro-pușcărie, pro-de-asta, toți sunt cu certificatul în gură, în continuu. Domnule, certificat, interzis, da, certificat, certificat. Ei, că ăsta Macron, ei, în mod special, lăsați-mi că Macron, eu vorbesc de România. Eu vorbesc de România. Nu, vorbesc de Franța. Ce treaba mea cu Franța? Vorbesc de în România. Toți foștii băsiști, securistoizi, de ăștia care erau cu pușcăria, cu Chiove și cu toate nebuniile astea, cu interdicții, cu aia, cu aia, cu aia, cu drepturile omului sunt un lux când vorbim de corupție, deci corupții, băgăm-le pe corupți la pușcărie fără drepturi, fără nimic, că știm noi cine-i corupt și asta stabilim noi cu Prună și cu Chiove și cu ăștia. Toți ăștia sunt și cu certificatul de vaccinare și cu interdicțiile acum. Și îi ceartă pe ăștia că n-au luat măsurile respective. Da, nu numai ăștia. Eu nu mai eu vorbesc de ăștia. Eu nu m-aș alinia curentul ăsta pentru că nu știu. Pentru că există trei teorii cu COVID-ul. Yeah. O teorie e că Omicronul, și care e teorii de tot așa, de la specialiști, de așa, diversi. Că om, cum o luăm, de la bine spre rău? Nu, de la rău spre bine. Da, așa. Sunt niște semi-specialiști, că nu sunt medici, sunt statisticieni, specialiști, e domnul ăla cu barba aia așa, de la Cluj, Cherecheș, el e specialist în sănătate publică, dar el nu e doctor, e altceva, nu știu, profesor, nu știu ce el, dar un profesor specializat în sănătate publică, domnul ăla Jurma, care a terminat medicina, am terminat-o și eu acum 150 de ani, dar n-a profesat nici o zi, adică nu e medic de profesie, e tot așa statistician ceva, o chestie de asta, care spun că o să fie apocalipsa, bine, cu Omicronul, apocalipsa, o să fie nenorocire, și de mii de cazuri, iarăși, mor foarte mulți morți, răniți, ATI, nu știu ce. Deci asta e varianta apocalipsă. Păi varianta așa și așa, în sensul în care ăsta, Omicronul, e mai slab. Asta spune cam toată lumea. Medici de data asta spun. Inclusiv, cred că Fauci a zis chestia asta. Omicronul e mai slab decât variantele de până acum. Dă simptome mai ușoare, rămâne în gât, nu coboară în plămâni. Și atunci nu face nenorocirile alea pe care le provocau variantele alte la nivel pulmonar și alte organe și nu știu ce și nu știu cum. Și atunci există posibilitatea ca fiind număr mare, cum ați zis și dumneavoastră mai devreme, chiar dacă e mai slab, totuși să fie la nivelul Delta. Celor situației din toamnă, să există varianta pozitivă, pe care iar o spun unii, nu spun că va fi, dar nu o exclud, în care Omicronul să fie practic sfârșitul pandemiei. În sensul în care Omicronul, fiind mai slăbuț așa, se manifestă ca o răceală obișnuită, el fiind foarte de ăsta, că se transmite foarte ușor, îl bate pe Delta și îl scoate pe Delta, adică Delta dispare, pentru că va fi încălecată Delta de Omicron,
Și atunci, practic, asta va fi sfârșitul pandemiei. Deci există trei nivele. Nu? Apocalipsă, așa și așa ca până acum, sau începutul sfârșitului pandemiei. O să vedem într-o lună, două, România, în ce categorie va fi.